mamă, ce sepie e ăsta din față. Să vă iau dieselurile în Paula, ca să mă exprim elegant. Dar scoateți voi litera care trebuie să se simtă asta. Nu e ok, frate, nu știu, oricât de ce mașină ai avea, nu e ok să lași după tine fluide și tot felul de depuneri, mirosuri. Nu, mașina trebuie să meargă așa cum a fost ea când a ieșit din fabrică. Și estetica e cea mai puțin interesantă, părerea mea, și importantă. După aia vine, mă rog, să umbli cu rapă în mașină, dar dacă se poate, cu prioritate întâi faceți partea mecanică. Nu poți să faci o pasiune pentru un 1.9 TDI doar dacă ai trăit tu niște amintiri mișto în legătură cu acea mașină când erai copil și o ai într-o stare impecabilă tehnic și are o poveste de spus. Dar din punct de vedere pasiune condus, nu egalează și din păcate e multă cotețărime în Balcani. Oameni care consideră că o mașină bună înseamnă o mașină cu care ștârâie bășinile de la A la B cu consum sub 4. Da, înțeleg logica, dar aia nu-i pasiune a condusului. Adică dacă te uiți la Haggerty, te uiți la Davide Cironi, la Savage Giz, genul ăla de canale care transmit ceva, toți conduc. Condusul înseamnă să conduci, nu să te conducă mașina pe un drum plictisitor de la A la B fără niciun fel de intensitate. Oamenii ăia sunt ca un EKG liniar, fără niciun vârf, nu se întâmplă nimic, n-ai puls în inimă. Un asemenea motor este un EKG de la de nedorit, cu aritmie cardiacă, cu suișuri și coborâșuri, cu tot felul de puseuri, care da, poate să nu fie benefic pe termen lung din punct de vedere sănătate, dar îți dă o intensitate. Simți palpitațiile alea, nu știu, mie asta îmi transmite. Când o mașină din asta îți transmite niște vibrații, un miros, zgomotul, o chestie pe care nu o pot resimți la majoritatea mașinilor moderne care au un principiu din acesta diesel. Dar un serie 3 ursuleț cu un motor M21 diesel cred că se aude și se conduce interesant. Dar după ce l-am avut pe mână o săptămână, dați-mi voie să-mi placă mai mult un M20 de 2,5 litri și aproximativ 170 de cai, pe care îl consider superior din punct de vedere pasional, cel puțin. Și lăsăm ipocrizia, pentru că mă uit, e destul de multă lume. Din fericire, nu am avut mașini la filmat de la asemenea persoane. Asta dovedește că sunteți o comunitate de pasionați. Oameni care își cumpără o mașină interesantă doar pentru a se da mar cu ea. Adică ei se duc într-un colectiv în care au mașini destul de interesante și se dau interesanți prin bunurile pe care le au. Și mașina e doar un obiect pentru a-și gâdila orgoliu și a face contre și pariuri diverse pe la cafenele din centru. Pentru mine o mașină specială înseamnă să mă urc în ea și să o conduc, nu să mă duc să pun cheia pe masă în dorobanți și să mă dau mare în fața unui prostovan: uite, fraiere, câți cilindri are a ta? 6. Săracule, a mea are 8. Și vine unul care o să zică: sunteți niște sărați amândoi, că a mea are 12 cilindri. Și pe urmă o să vină altul care zice: ba nu, toți sunteți niște săraci, că eu am V12 cu două turbine. Și întotdeauna va veni unul care are mai mare, mai lung, mai cu bani, mai cu de toate și aur în mașină. Și nu așa se măsoară pasiunea. Părerea mea că trebuie să simți ceva efectiv pentru un bun din acela. Așa că învățați să vă bucurați pe bune de bunurile astea și cred că vom avea povești multe de spus și pe viitor. Baby shark turu turu turu, baby shark turu turu turu, baby shark. Nu mai animăluțe în prezentările BMW-urilor vechi, pentru că de-a lungul timpului au avut diverse porecle date de către multe naționalități care au cumpărat aceste mașini, la vremea aia de nevoie și treptat de pasiune. Pentru că e clar, acum în 2023 nu-ți cumperi de nevoie așa ceva, ci din pură pasiune. Dar când erau ele noi, prin multitudinea lor de niveluri de echipare și motorizări și diferențe între piețele unde au fost vândute, erau niște mașini făcute pentru a fi cumpărate, pentru a fi folosite pe drumurile publice ca mașini raționale. Într-o perioadă în care BMW-ul abia intrase pe făgașul mașinilor premium și chestia asta cumva se întâmplă și astăzi. Nu cred că toată lumea privește un Serie 3 modern ca pe o mașinărie pasională. Sunt multe configurații care n-au cine știe ce nivel de putere al motorizării, nu sunt foarte bine echipate, nu au cine știe ce pachete de dotări. Oricum, ca minim de bază,
mai ales cu noul facelift ai destul de multe chestiuni incluse, precum climă pe 3 zone, ecrane, majoritatea sistemelor de asistență de bază, adică o cameră de marș arier, măcar niște senzori, o avertizare pentru partea asta de parcare, lane assist, chestii de genul acesta, dar care le fac cumva să fie niște mașini prozaice. Nu este însă vorba despre asta și cu siguranță nu-i vorba, mai ales când vine vorba de acest model, care este unul deosebit de interesant. Cred că mulți dintre voi cunosc această mașină, care se tot plimbă pe la diverse evenimente. Chiar acum câteva zile a fost la o paradă interesantă ce a avut loc pe drumurile publice până la o cramă din Tohani, respectiv Velvet Winery, acolo unde a luat parte la evenimentul numit Distinguished Gentleman's Drive. Și proprietarul, precum bine glumea, rare ori se îmbracă elegant, dar și când o face, cu siguranță lumea îl ține minte. Și a avut o ținută foarte potrivită cu această mașină. Au apărut o serie de poze pe Instagram, o să vedeți și această mașină într-o prezentare separată a acelui eveniment, fugitiv. Însă acum o veți vedea în detaliu. Și animăluțele astea sunt foarte interesante, pentru că, repet, poreclele au fost date de mai multe țări. Ursuleț, de exemplu, seria 3-ul care a urmat la o generație după acesta, este poreclit așa de români. Și asta pentru că cei care le importau în perioada anilor 90 schimbau jantele cu unele făcute parcă de Ronald, dacă mi-aduc bine aminte, care chiar aveau un ursuleț în structura spițelor, ceva de genul așa. Și nu pentru că, cum credeam eu eronat, mașina ar avea o față de ursuleț, deși chiar mi se pare că are o uitătură de urs. Dacă te uiți la desenele Mașa și Ursul, poți vedea o variantă foarte puțin modificată de bot de E30. Însă Baby Shark-ul acesta, că chiar este un Baby Shark, este o poreclă dată pe bună dreptate sau pe drept merit de către comunitatea internațională. Și asta pentru că aceste modele și cu unul celebru care a fost vândut cam în aceeași perioadă, respectiv E24, ăsta fiind un E21, recent amintitul E24 în această prezentare era o serie 6 cu o poveste foarte interesantă de asemenea, au fost asamblate inițial la fabrica Karmann și alea sunt cele mai dorite modele pre-facelift, simple, nici măcar M-urile facelift, care au avut diverse motorizări în funcție de piața americană sau cea europeană. Dar în partea această caracteristică comună, de pantă negativă a botului, adică este înclinat invers. Și un regretat jurnalist, care mi-a și fost prieten și cred că multora dintre voi care ați activat în domeniu, George Botezatu, era un individ cu un umor aparte, care purta o pereche de ochelari pe care pe mine mă ducea cu gândul la o față de BMW. Și așa l-am și poreclit împreună cu niște prieteni apropiați, care meclă de BMW, având în vedere că lentilele erau înclinate spre spate, așa, precum se întâmplă la acele perechi de ochelari Ray-Ban Wayfarer, care au aspectul acela de ochelari de secretară a anilor 60. Mașina asta n-a prins anii 60, este făcută după, însă are exact același iz pe care l-au avut și modelele anterioare. Pe măsură ce timpul a trecut, în general, doar la seria 5 și 6 ale exemplarelor contemporane vei regăsi fața asta înclinată. În rest au început să fie drepte și depinde foarte mult de ce designer le-a făcut. Deși asta este o mașină nemțească, designerul este francez. Au mai fost situații în care anumite modele au avut designeri italieni sau nemți, după caz, sau uneori chiar americani. Mai nou au fost și designeri japonezi sau chiar asiatici, de origine, nu știu, parcă Malaezia, dacă mi-aduc bine aminte. Așa că creatorul primelor linii de design sau creatorii au fost Wilhelm Hofmeister, cei care au dat desenul specific acelui geam cu stot de spate, care are o foarte pronunțată diagramă de crosă de golf sau de hockey, și nimeni altul decât Paul Brack, care era francez. Cel din urmă era clar neamț prin denumire, însă Paul Brack are ceva interesant. El este creatorul Mercedesului Pagoda și de-a lungul timpului a desenat foarte multe mașini la Mercedes. După aceea s-a mutat la BMW între 76 și 80 aproximativ, dacă mi-aduc bine aminte, și după aceea a migrat la mărcile italiene. A mai fost un designer italian care a făcut niște lucruri minunate la BMW și anume Ercole Spada. Și nu întâmplător,
un seria 5 E34 seamănă foarte bine cu un seria 7 E32 pentru că sunt desenate de același Ercole Spada și de multe ori chiar pare că au niște piese comune având un bot aproape identic prin structură. Pe urmă a fost Klaus Lute care a desenat E30-ul, Eric Goplen care a făcut E46, parcă s-au mai perindat ulterior designer precum Pinky Lai care a mai făcut și ceva desene pe la Porsche, iar seria ulterioară a fost disociată pentru că în general ce a apărut după au fost mașini care au avut designeri multipli pentru că, spre deosebire de această generație, acele au fost oferite în mult mai multe formate de caroserie. Decapotabilă, baur, cum a fost și asta, cupe cu două uși, cupe cu două uși, putea să fie cupe decapotabil, putea să fie sedan în patru uși sau un break în cinci uși. Așa că varietatea asta de caroserii presupunea ca mai mulți designeri să lucreze la ele. Și ăsta este unul din acele BMW-uri clasice și nu-mi propun neapărat să povestesc așa istoria modelului pentru că tocmai am făcut-o recent în acel episod cu patru mașini, printre care se afla și un E21 al unui alt proprietar destul de cunoscut în comunitățile de mașini, care de asemenea a luat parte la evenimentul Distinguished Gentleman's Drive împreună cu a sa mașină, care este foarte apropiată conceptual de aceasta pentru că e cam din același an de producție, 81 versus 83 asta, de sunt facelift, dar sunt făcute într-un stil foarte bun de restomod. Ceea ce vedeți aici nu este un BMW care să fie ieșit așa din fabrică, mai ales cu roll cage și cu anumită motorizare pe cod M42 care a fost montată pe pisicuță, alt animal poreclit de românaș, care este de asemenea un BMW din generațiile ulterioare. Revedeți episodul cu multele serii 3 în care, deși nu le-am avut pe toate prezente în peisaj, am povestit cu lux de amănunte toată povestea generală a acelei clase. Și o să o spun și acum foarte succint. BMW, în primul rând, ca companie, a apărut undeva la început de secol, producea și motoare de avion, a produs de asemenea mașini, motociclete mai ales, și a făcut limuzine de la bun început, cu motoare 6 în linie, chiar și V8. Doar că războiul, cel puțin al doilea, nu s-a terminat foarte bine pentru companie. În urma restricțiilor economice din perioada dintre războaie și mai ales a cea urma după, pentru că Germania a fost o țară perdantă, cel puțin oficial când vine vorba de rezultatul urmărilor celui de-al doilea război mondial, a lăsat compania într-o ruină financiară. Și deși familia care a restaurat acest brand și-a făcut banii dintre surse cu moralitate îndoielnică și a mai povestit într-un episod foarte pe larg chestia asta, este vorba de familia Quandt, care pe de altă parte a investit și în Mercedes la acea vreme, nu mai contează ce a fost, ce trebuie reținut este că firma aceasta nu este făcută de către niște naziști, nu este o firmă făcută cumva cu niște bani direcția unor naziști, dar averea acelei familii putem spune că provine din niște surse de moralitate îndoielnică. Dar asta nu face ca marca asta BMW să fie o mașină, Doamne ferește, de extremiști, cum unii eronat numesc. Cert este că infuzia de capital pe care familia Quandt a dat-o a prins bine, deoarece la început ei făceau niște proiecte de mașini bazate pe motociclete numite BMW Isetta, ulterior BMW 602, parcă se numeau, care deja începuseră să aibă aspect de mașină că erau mai mari, dar tot o ușă în față și una pe lateral aveau, și foloseau un motor boxer de motocicletă, de la acele motociclete care erau fabricate la Eisenach în RDG, ceea ce avea să devină Germania de Est, și în felul acela au putut să folosească acea arhitectură. Din păcate, după război, acea fabrică a ajuns în blocul comunist și fără licență, timp de 2 ani a produs modele BMW, fără acordul brandului BMW din vest, a urmat o ceartă în tribunal și brandurile s-au separat. Moto a redevenit în vest după ce a reușit să-și recupereze planurile și marca a continuat cu aceste modele Isetta și 600, care erau mai mult niște concepte tehnice italiene. Doar că la un moment dat în istoricul mărcii apare o mașină numită BMW 700, care are un aspect cam ca aceasta, însă folosește un motor de motocicletă cu 2 cilindri boxer plasat în spate, tracțiune spate și o suspensie foarte rudimentară, deloc asemănătoare cu acestora. Ăla este primul BMW cu aspect de BMW. După aceea a venit noua clasă, seria 02, care a fost o serie compactă, un fel de tatăl seriei 3, care niciodată n-a purtat nume oficial de seria 3, dar care a avut o gamă foarte largă de variații ale aceluiași motor, respectiv faimosul M10 al lui Paul Roche, poreclit
Nochen Vele Paul, adică Paul Camă, pentru că s-a priceput foarte bine la tunarea arborilor cu came și el este autorul probabil a celul mai puternic motor de Formula 1 din motorsport făcut vreodată oficial, care în calificări rula cu aproximativ 1500 de cai din între 5 și 10 bari de turbo cu wastegate-ul sudat, un motor care ținea 3 ture de circuit doar ca să se califice mașina și cu alte parametrizări în timpul competiției. Iar Paul Roche a gândilat acele motoare. Au existat versiuni și turbo și e interesant că seriile 02 au avut aceeași clasă de putere, adică modele numite 1502, 1602, 1802 și faimoasele 2002, care ori erau pe carburație, existau versiunile sportive TI, Turismo Internaționale, sau faimoasele TII, adică Turismo Internaționale Injecțiune, care aveau injecție mecanică Bosch, și celebrul 2002 Turbo, care venea cu injecție mecanică Kugelfischer și o supraalimentare prin turbină, 3 de capa dacă mi-aduc bine aminte, 170 de cai cu un turboleag enorm. Dar probabil ăla este unul dintre cele mai faimoase BMW-uri făcute vreodată, chiar dacă puțin îl vor vedea. Am avut onoarea să-l văd live la Sinaia, la evenimentul concursului de eleganță. Și după seria 02, care a mers în paralel cu celebrele E9, acele cupeuri frumoase care sunt strămoșii lui E24 serie 6, au avut de asemenea niște variații în patru uși, numite 2500, care de asemenea au dat naștere seriei 5. Și practic seriile 02 au dat naștere seriei 3, primul exemplar fiind E21, celelalte fiind E30, E36, E46, E90, ulterior F30 și acum G80, aflându-ne de fapt împreună la a șaptea generație. Aceste mașini au fost fabricate între 1975 și aproximativ 83, au avut un soi de facelift care a modificat puțin unghiul estetic al barelor, a adăugat un strip de plastic între stopuri și în funcție de motorizări și nivelurile de echipare, vedeai că unele au aspect cromat, altele au oglinzile cu reglaj electric, iarăși în funcție de perioada în care au fost făcute, unele oglinzi erau prinse de corpul ușii, altele de triunghiulețul acela din fața geamului și au existat tot felul de versiuni sportive, precum e cazul interiorului acestei mașini, cu care însă nu a ieșit din fabrică, un Recaro veritabil, însă care este retapițat cu un contrast de culoare foarte mișto cu acest vernir, care, dacă mi-aduc aminte bine, de la proprietar este o nuanță de Ford American Fairlane de prin anii 50-60, care însă nu a putut fi reprodus identic pentru că pigmentul original al acestei culori folosea plumb, un element care astăzi nu mai este permis să fi folosit în componența vopselurilor. Și mașina practic a avut un apogeu tehnologic față de ce a fost înainte, un progres să spunem, prin faptul că a standardizat suspensiile, a trecut pe niște suspensii trailing arm, semi, care erau mai avansate decât ce a fost la modelele anterioare și de asemenea a venit și cu motorizări cu 6 cilindri în linie. Și în funcție de piața unde au fost vândute, ciudat, în America oficial niciodată n-au fost modele cu 6 cilindri și ceea ce noi primeam în Europa ca 320 bară 6, acolo era un 320 sau I care avea 4 cilindri, nu 6. Și gama generală de motorizări este un M10 care are ori 1.6, 1.8 sau 2.0. Pentru 1.8 și 2.0 există și versiuni cu injecție numite I și care pe unele piețe s-au vândut cu aspect de 6 în linie, pentru că cele 6 în linie, fie carburație, cel de 2 litri, fie injecție KG-tronic, cel de 2.3, care dezvolta 112 respectiv 143 de cai, aveau două faruri duble, dar erau dimensiuni diferite acestor faruri în funcție de piața unde erau vândute și a existat și un model numit 315, care este fix ăsta așa cum a ieșit el din fabrică, adică cu un motor de 1.6 M10 de 75 de cai, care era cotat la putere mai mică, avea dotări mai puține, ornamentele nu erau cromate și oglinzile nu aveau reglaj electric, iar bara era prinsă structural cu șuruburi vizibile, ceea ce nu se întâmpla la celelalte și de asemenea avea niște becuri cu filament incandescent dublu și nu folosea sistemul acela la clasic cu halogen, care conține un gaz inert în zona becului, care îl face să lumineze mai aprins, mai bine. Și farurile astea sunt montate de la altă mașină, sunt puțin mai mari și evident, așa cum vedeți, mașina asta n-are nicio legătură cu aia care a ieșit din fabrică, dar
paradoxal, este tot un BMW, pentru care tot motor și transmisie de BMW, caroseria a rămas de BMW, interiorul este original, scaunele sunt chiar recaro de la echiparea IS, care a fost vândută pe anumite piețe, inclusiv în Africa de Sud. Și ce e mișto să vezi că în perioada asta a început să existe AC Schnitzer și Alpina. Alpina monta un motor de 218 cai de 2.8 M30, adică șasele în linie mai mare, și făcea niște kituri de tuning pentru motoarele de 2 litri 6 în linie M20, care dezvoltau 170 de cai față de aproximativ 117-120 maxim cât veneau ele pe standard. Așa că vei fi găsit mașina asta în trecut cu puteri între 75 și 143 de cai, tot ce însemna 15, 16, 18 și 20 bară 4 și cu I în capăt pentru 18 și 20, aveau undeva între 75 și 125 de cai din 4 cilindri M10. Doar că erau codificate unele M18, M98, mai multe variante, dar era ca bază acel motor M10 cu bloc de fontă chiulasă de aluminiu, 4 cilindri, distribuție pe lanț, ventilator cu vâscă, cuplaj, cel puțin la toate modelele astea în 4 cilindri, și la cel de 6 vei fi găsit varianta M20 de 2 litri carburație sau 2.3 cu injecție, care producea 112 respectiv 143 de cai, M20 având distribuție pe curea, 6 în linie, bloc de fontă chiulasă de aluminiu, și deja acolo apăreau niște sisteme diferite de actuare a supapelor cu tot felul de degețele culbutori și nu neapărat cu apăsare directă cum era la versiunile directe, că celelalte care aveau niște tacheți cu un reglaj, în unele cazuri mecanic, din câte țin minte, și nu mi-aduc aminte acum dacă au fost versiuni hidraulice. Detalii mărunte, oricum. Ce mai era interesant? M10, 30 de grade înclinație pe parte, 6 cilindri M20, 20 de grade înclinație pe parte. Fapt curios, sau să zic așa, mică picanterie, motoarele M20 inițial aveau codificare M60, însă la un moment dat a apărut un V8, care s-a numit M60, și atunci modelele au fost retrogradate în denumire ca fiind M20. Așa că vei găsi versiuni care în Suedia, de exemplu, sau în America, unde normele de poluare pentru 6 în linie cu carburație de 2 litri sau 2.36 în linie cu injecție nu puteau fi împlinite, mașinile au primit o variantă din aceasta de motor în 4 cilindri în linie cu injecție, inițial de 2 litri, cu un soi de strămoș al catalizatorului numit reactor termic sau thermal reactor în engleză, iar la facelift au primit un 1.8 cu injecție, dar care avea un catalizator real care funcționa mai eficient. Însă se poate observa că deși unele versiuni de 2 litri aveau mai mulți cai decât unele de 6 în linie, decât cele de 4, carburație versus injecție, cilindrea mai mare dădea un cuplu mai bun. Și asta se vedea și în raportul dintre 3.18 I, care s-a vândut și ca 320i, chiar dacă avea motor de 1.8, pentru că au fost niște decalaje pre-facelift, și e important să te uiți că modelul de pe spate nu-ți dă neapărat cilindrea. Poți să ai modele pe care scrie 320i, care sunt de fapt 1.8 litri, nu 2 litri. Întotdeauna litrajul mai mare îți va da cuplu mai puternic. Dar e interesant că în cea mai puternică formă, versiunea de 4 cilindri de 2 litri cu injecție de 125 de cai era mai puternică decât un 6 în linie cu carburație, dar îmi place să cred că 6 în linie ăla avea un tonus mai interesant, și având în vedere că l-am încercat recent, pot să-mi reconfirm această părere și sper să fiți de acord cu mine. M10-ul e interesant pentru că poate fi alezat, au fost diferențe mișto la ele, blocul e compact, e mai ușor, dar parcă tot un 6 în linie sună și se simte mai interesant. Interesant e că la pre-facelift 6 în linie avea ventilator electric, la facelift au primit vâsco-cuplaj. Cutiile, 4 sau 5 trepte manuale, G-Track 240 și 245 parcă, 265 e celebra dogleg, care n-a fost niciodată montată pe asta, iar automata era un ZF3 HP22 cu două pachete de pinioane planetare care obțineau 3 trepte cu fața și una cu spatele. Unele versiuni aveau și diferențial cu alunecare limitată pe spate, diferențe de bare antiruliu, amortizoare, arcuri, chestii din astea, și în general modelele mai chele aveau un, să zicem așa, o calitate mai proastă a materialelor, dar nu mi se pare că era calitate mai proastă, ci niște tipuri de textil mai simpliste. Chestia asta însă la facelift a fost abrogată, să spun așa, și
exista niște pachete speciale numite E sau S, adică probabil Elegant Efficient, ceva de genul, și S de la Sport. Sportul era cel care venea cu scaunele pe care le are fix această mașină și avea de asemenea diferențialul cu alunecare limitată, care era cu niște plăcuțe simple și în general o calibrare mai agresivă, așa, pe partea asta de amortizoare, direcție, care, apropo, în premieră a fost cu bilă, cu cremalieră, nu cu bilă recirculantă. Ultima mașină BMW cu casetă cu bilă recirculantă a fost E39 cu motoare până în 6 cilindri, deci doar cele în 4. Cele de 6 aveau întotdeauna cremalieră și chestia asta mi se pare interesant de povestit. Mult mai complexe versiunile viitoare, dar asta pentru că s-a vândut doar în acest format de caroserie și în cel baur cu acea capotă interesantă pe spate, le fac să fie cumva mai exotice. Și în mod special ăsta este un exemplar de invidiat, pentru că este la propriu unicat în lume, n-are cum să existe încă una la fel, pentru că proprietarul și-a construit-o singur, la propriu. Mașina a luat naștere ca un 305, pe care de fapt avea un M10 de 1.6 și 75 de cai și era o mașină cât se poate de banală și simplă la vremea ei în raport cu celelalte. Proprietarul însă a făcut niște magii. În primul rând, a schimbat motorul cu un M42, care este primul motor cu doi arbori cu came de 4 cilindri în linie de producție, nu vorbim de modelul S14, care a fost derivat din M30 cu variantă de fapt S38 M88 cu 2 cilindri mai puțin, ci este un motor de producție. El a avut și o variantă numită M40, care avea un singur arbore cu came și două supape pe cilindru, însă el n-a fost niciodată montat pe aceste mașini, ci într-o formă incipientă pe E30 și ulterior a primit niște versiuni mai bune pe pisicuță, pe E36. Modificările acelui motor stau în alterarea distribuției, care așa a avut niște probleme. Interesant că acel motor a primit niște tratamente de ușurare a greutății, însă nu ca acum, ușurând internele care ar fi scăzut fiabilitatea, ci montând capace de distribuție, montanți motor din aluminiu, montanții motor erau și hidraulici și a fost o revizie pe distribuție pentru că inițial au fost niște probleme. Motoarele inițiale BMW fiind pe carburație necesitau un arbore intermediar pe distribuția pe lanț care să antreneze delcoul de aprindere, distribuitorul, și după caz pompă de ulei în unele situații. Doar că pe măsură ce motoarele au primit injecție și aprindere electronică și nu mai aveau nevoie de un distribuitor mecanic, cum este cazul acestui motor modificat, a rămas pinionul, dar care nu mai mișca niciun ax. Problema e că se tocea, apărea uzuri și se întindea distribuția. Așa că la o revizie tehnică au eliminat acel pinion și în locul lui a apărut o patină. Pompa de ulei este antrenată direct de arbore, ai doi arbori cu came și la acest motor ai tacheți hidraulici care sunt apăsați direct de came. La M44, urmașul acestuia, ai o galerie de admisie în standard DISA, ăsta l-a avut doar pe versiune târzii, cu clapeta aceea care îți lasă traseul să meargă în două etape și de aceea ai două tipuri de galerii complet diferite la aspecte pe aceste motorizări, cu motoraj din acela stepper pentru relanti, pas cu pas, cum se numește în engleză, dar marea modificare este alterarea distribuției ca să fie mai eficientă și trecerea pe roller finger followers, adică culbutori cu role, nu mai sunt tacheți din aceea, dar s-a păstrat acea compensare hidraulică și au apărut debitmetrele Hot Wire MAF Sensor, Mass Airflow Sensor, și nu debitmetru cu ușiță, cum este cazul acestui motor. Cert este că pe o caroserie de puțin peste o tonă, la 140 de cai cât are motorul ăsta și cu o cutie cu 5 trepte, se mișcă minunat, mult mai bine decât varianta originală, dar aproape la fel de interesant, sau cel puțin la fel de interesant, ca acel E21 care a apărut în precedenta filmare a amicului meu Felix Mircea, care are două prenume și îi place să fie numit după ambele, care a modificat M10-ul la 2 litri de la 1.6 și puterea este în jurul a 109 cai. Dar asta clar este mai puternic, are și un short shifter cu senzație de utilaj, foarte minunat. Roll cage, scaunele astea originale retapițate cu o tetieră extrem de lată, locurile din spate momentan impracticabile, a primit discuri de frână și pe spate, ceea ce modelul stock a avut doar la 323i cu injecție, celelalte au avut frână pe tambur, și o suspensie pneumatică cu un control foarte interesant, pentru că poți altera poziția fiecărui colț al mașinii sau independent a fiecărei punți una față de cealaltă, și ca să mergi cu mașina echilibrată, fie mai jos, fie mai sus, trebuie să te uiți la niște ceasuri. Și acest motor este unul foarte interesant pentru că pe ursuleț a echipat celebra variantă
318IS, care era poreclit M3-ul săracului al săracului. Adică cine avea bani își lua M3 cu 2-3 sau 2-5 ulterior S14, cine era mai puțin bogat sau mai sărac, depinde cum vreți să vedeți, și venea din niște țări unde taxele erau foarte mari, își lua 320IS, care era o versiune practic de caroserie non-lățită, însă cu tehnica M3-ului pe parte de motor și transmisie, însă avea un motor de 2 litri, nu de 2,3, pentru taxe mai mici, 1998 parcă de cilindri, și cine chiar era sărac și vrea să aibă talente de condus, își lua 318IS, care avea această motorizare cu 2 arbori cu came, foarte potentă pentru modificări și era genul ăla de mașină de care nu-ți părea rău. Și aici am zis-o pur umoristic cu sărăcia, nu sunt adeptul acestor categorisiri, fiecare model e foarte mișto în felul lui și mai mult decât atât ce trebuie să reținem este că din toată gama de modele, mie mi se par de luat și de alergat astea normale, 1820, care sunt 4 sau 6 cilindri în linie, modele mai speciale, nu neapărat M-urile, care sunt niște bibelouri de paradă și parcă la 100 de mii sau mai mult, poate chiar peste 200 de mii când este un Evo 2, nu prea-ți vine să le scoți pe drum public să riști o zgârietură, un accident. Pe când un Beater din ăla clasic de câteva mii de euro cu un motor în mințile lui s-ar putea să-ți aducă o satisfacție mult mai mare pentru că te bucuri de el și îl alegi zi cu zi. Jason Camisa are un asemenea exemplar break pe care îl conduce aproape zilnic și nu e teamă să facă drifturi cu el, să ia grop, să-l murdărească, să iasă pe ploaie. Alta ar fi situația cu un M3 care este un collectibles item și e clar că e o mașină mai specială, dar eu dacă aș avea așa ceva, tot zilnic aș conduce. Așa că ăștia care aveți mașini clasice și n-aveți prea mult OCD, cred că ar trebui să vă bucurați de ele și să le conduceți, nu să le faceți detailing zilnic în timp ce stau în garaj și adună ore de stat, nu de funcționare. Așa că mașina asta nu va avea un final fericit, în sensul că nu va avea un final. Ea este fericit, atâta tot, fără final, fără început. A fost un început, nu va fi un final, însă fericirea există, pentru că este o mașină minunată. De când a schimbat motorul, proprietarul inițial nu gusta mașina cum merge, însă acum, cum e vremea afară, nu foarte cald, îi place foarte mult cum se simte, cum trage, cum merge, cum se aude și e clar că este ca un copil așa lui, o mașină minunată. Pentru că totul este cumva original, period correct, adică vopseaua e din anii ăia, chiar dacă nu este de pe un BMW. Motorul e oarecum din anii ăia, măcar este motor de BMW, transmisia la fel. Jantele cu sigla respectivă vin tot din perioada respectivă. Toată partea de scaune de asemenea la interior are bordul care, apropo, pe această generație a fost primul înclinat spre șofer, o tradiție ce se respectă și în prezent, deși la seria 5 a fost întreruptă la generația E60, care a avut o dreaptă, care, apropo, a fost desenată de alt italian celebru pe nume Davide Arcangeli, care mai are în portofoliu o mașină deosebit de la fel de minunată, și anume Peugeot 406 Coupe, pe vremea când activa ca designer la Pininfarina. Din păcate, a murit foarte tânăr și nu a apucat să vadă pe stradă E60, una dintre cele mai contestate mașini, care însă, dacă stăm să ne gândim, sub bagheta lui Bangle, alt designer celebru care mi se pare că a activat și la italieni și la nemți și a făcut niște modele minunate, știu sigur că a activat acolo, dar mi se pare că a făcut niște mașini foarte frumoase, pe care lumea le-a comentat la început, și acum le comentează în altă direcție și probabil așa va fi și cu BMW-urile moderne, care în viitor s-ar putea să capete un fel de aură atractivă pe care poate în prezent în ochii majorității nu o au. Nu sunt foarte de acord cu direcția de design pe care BMW-ul are în prezent, că sunt fan al acestor clasice, dar recunosc că mie personal îmi place foarte mult cum arată noul XM. Este pur și simplu altceva, nu știu să-l caracterizez foarte bine, dar îmi place cum are tavanul acela ca un nou Fabergé expus la Muzeul Ermitage din Sankt Petersburg și are o prezență care te face să o comentezi, să întorci capul, să te oprești, să o analizezi. Are niște proporții foarte musculoase, dar n-aș spune că e neapărat un vehicul M, chiar dacă este făcut de divizia M. Să lăsăm să treacă timpul și poate niște ani o să le privim cu alți ochi la modul general. Dar este clar că este o schimbare de optică pe care marca o are și consumatorii trebuie să se adapteze, sau mai exact, marca s-a adaptat la majoritatea consumatorilor pe care o are din piețele non-europene. Așa că, probabil, cândva, undeva, un jurnalist auto, că YouTube vlogging nu exista pe vremea aia, s-ar putea să vi zici că mașina asta era
deosebit de boccie și că nu o recomandă, că e foarte urâtă. Nu pot să spun asta acum, pentru că îmi place deosebit. Este o mașină pur și simplu minunată. Și apropo, stemele astea cred că sunt totuși noi, fizic, ca fabricație, dar designul lor derivă din cel al emblemelor clasice de motorsport, care, apropo, companie Motorsport a fost fondată cam în perioada existenței acestei mașini de către Johann Nierpach, un celebru pilot și parcă sub ordinul celebrului Robert Lutz de la BMW la acea vreme, care după ce a înființat această divizie sportivă și s-a gândit să pună pe stradă modele sportive, a ajuns mai departe să fie director general, adică CEO, și la Ford și la General Motors și la Chrysler, the big three, cele trei companii mari americane. Este singurul om din lume care a ocupat această poziție și de asta cred că a dat naștere unor mașini foarte interesante. Și la BMW, Jeep-urile Cherokee, Grand Cherokee și mai ales dacă ne uităm la Dodge Viper, care este altă mașină foarte elitistă și interesantă, nu neapărat prin specificații, ci prin toată povestea aia din spate și prin faptul că a fost o mașină analog. Așa că oamenii ăștia au scris niște povești care o să tot fie povestite de generații întregi de oameni și cred că se va întâmpla chiar și cu mașinile din prezent. Însă, ca să o zicem pe aia dreaptă, poveștile nu vor fi la intensitatea și anvergura acestora. Pentru că, din nou, să fim cât se poate de brutal de sincer, având în vedere brutal stacks-ul care este enunțat pe anumite stickere, n-ai cum să vorbești cu pasiune despre, bă, ce pachet tem avea mașina aia, avea niște LED-uri, bă, băiatule, pe ecran, o rezoluție de lăsa părul să se ridice pe mâini. Nu. Motorul, cutia, felul în care merge, frânele, dinamica mașinii îți dau această senzație. Aspectul exterior, dar o centură colorată sau niște parfumătoare prin mașină și niște covorașe cu sute cu sigle M, nu cred că o să producă aceeași intensitate precum a acestor mașini. Am văzut o postare foarte interesantă recent când niște proprietari de mașini exclusiviste, precum Ferrari Dino, Lamborghini Urquinta, genul ăsta de mașini celebre, s-au dus la un azil de bătrâni pentru că au auzit că niște persoane care erau acolo în grijă și aveau peste 90 de ani cândva deținuseră asemenea modele. Și a fost o postare foarte emoționantă a respectivului creator de conținut care a luat în dreapta sa un tip la vreo 93 de ani care era aproape orb în prezent, dar care a gustat senzorial experiența de a fi plimbat din nou cu o mașină pe care o deținuse în tinerețe. Și a vorbit 4 ore cu șoferul, spunându-i absolut toate detaliile pe care le resimte. Și asta pentru că cei care nu au un simț cum ar fi văzul, compensează prin augmentarea celorlaltor simțuri, așa că aud și percep și simt mai bine mișcările, mirosurile și toate chestiunile pe care îi înconjoară, pe care însă nu le văd. Însă a fost o postare la care recunosc că aproape am vărsat o lacrimă și cred că nu numai eu, pentru că în final creatorul de conținut a concluzionat. A fost o experiență extrem de intensă, interesantă, emotivă și sincer nu cred că în 50 de ani sau foarte puțin probabil să se întâmple asta ca niște mașini electrice să reunească peste 50 de ani, în viitor, într-un mod atât de intens și emotiv, o comunitate de oameni. Pentru că unul ca mine, care va avea 90 de ani la perioada respectivă, nu cred că va băli la o Tesla, oricât de frumoasă și interesant ar fi, ci tot la genul ăsta de mașini, pe care, din fericire, având toate simțurile funcționale, pot să le apreciez la întreaga valoare. Să le văd, să le miros, să le simt, să le aud. Și asta vă propun și vouă să faceți. Cine știe ce ne rezervă viitorul, bucurați-vă de prezent și creați-vă amintiri. Și am uitat să zic în prezentare că uite ce asortare minunată între vopseaua aceasta specifică parcărilor, care e într-un fel de mochetă abrazivă, e mai aproape de cauciuc decât o vopsea normală, și nuanța aceasta a mașinii. Așa că întotdeauna îmi place să fac o paralelă și ori să vin cu un articol vestimentar care să se potrivească cu mașina sau măcar împrejurul să fie cumva similar mașinii. În cazul de față, culoarea asta face prezentarea și de obicei caut oricum să fac niște paralele din melodii, muzică, artă, filme, povești diverse și genul ăla de mașini care pur și simplu îți transmit ceva. Capota se deschide clasic în sensul în care la acea vreme, în general, capotele se deschideau spre față, ceea ce făcea și lucrul la motor destul de problematic uneori dacă era vorba de radiatoare, de zona din față. Iar aici putem vedea
o modificare de tipul restomod, adică ceva ce mașina asta nu a avut niciodată montat. Acum observ o chestie interesantă, nu știu sigur cum e, dar observ aici, anul asta este, da, nu e, era să mă păcălească. Prinderea aceea de acolo este cea care securizează capota să nu se ridice de bot, însă balamalele fiind în față și deschiderea spre față, aici are niște șine care sunt accesate de către aceste role și în felul ăsta este stabilă. La o primă vedere ai zice că aia este o prindere de capotă care se deschide spre spate. Restomodul constă în această motorizare care n-a fost niciodată montată pe un rechinaș din acesta mic, dar e motor de BMW. Este un motor de pe o pisicuță E36 care, fiind puțin mai târziu în gamă față de cel de E30, vine cu alt tip de galerie de admisie. În general vei găsi o galerie de admisie lungă care are 4 trasee vizibile de desubt. Asta însă are un plenum puțin mai compact care se pare că funcționează mai bine la turație și alte modificări pe care mașina le are. Servofrâna de vacuum este de la un Opel, parcă Corsa, și inclusiv servodirecția este una electromecanică cu ajustare, cu asistare electrică pe coloana de direcție, adică caseta de direcție este a mașinii. Niciodată mașina asta, așa cum a ieșit din fabrică 315, din câte ții minte, nu a avut servo. Nici hidraulic electric pe vremea aia nu exista încă, așa că adaptarea este că s-a montat motoraș de asistare pe coloană, păstrându-se caseta originală. Mașina are o rază de bracare foarte bună și volanul are o consistență foarte interesantă. E o direcție pe care mi-aș dori-o pe o mașină modernă. E suficient de moale, dar nici prea moale și îmi place că are destul de multe ture, dar fără să se simtă imprecis pe mijloc, așa cum e la multe mașini. Galeria asta de admisie conține niște elemente interesante. În primul rând, un debitmetru de pe vremea dioramelor de la Antipa, și anume debitmetru cu ușiță, care în funcție de poziția unei ușițe înăuntru determină un impuls electric care face computerul să știe câtă benzină are de injectat. Nu este cu fir din acela încins și e un debitmetru foarte rudimentar, care însă se aude ca un turbo. În momentul când accelerezi și trage motorul aer mai mult, se deschide clapeta aia, are un sunet special de vacuum. Pe urmă, în corpul de intrare în partea asta a galeriei, putem vedea accelerație pe cablu și dedesubt aici un furtun suplimentar care duce către motorașul pas cu pas, ce reglează relantiul atunci când clapeta este închisă și, de exemplu, vei porni aerul condiționat, care a fost adăugat ulterior acestei mașini, astfel încât pentru a încăpea instalația de vaporizator în bord, mașina nu are deloc încălzire. Și nu e o problemă asta pentru că nu merge deloc iarna și chiar dacă afară este mai rece, poți dezaburi pentru că se dezumidifică interiorul. Așa că are compresor cu curea adăugate și implicit jocul compresorului sau modificarea de sarcină este reglată de acest motoraș pas cu pas pe care îl vedem aici, care pur și simplu, cât clapeta este închisă și motorul stă la relanti, ajustează diferența de sarcină și turația printr-o metodă electromecanică cu acel motoraș. Furtun de vacuum pentru servo în partea aceasta și aici este furtunul de gaze de carter. Pentru că motorul acesta are injecție, avem și senzor de poziție pentru clapeta de accelerație, care fiind mecanică, trebuie să aibă un senzor integrat. Cele electronice cu motoraș au deja senzor în pasul motorului, să zic așa. Și aici este mufa acelui debitmetru. Inițial mașina, motorul a venit cu un debitmetru prost reglat de la o altă motorizare și evident că funcționa mai nasol, iar pe zona de corp a admisiei putem vedea faptul că aerul intră așa, se duce pe două coloane și abia după aia se separă către cele patru direcții de intrare. Pentru că este un motor cu doi arbori cu came și patru supape pe cilindru, 16 în total, are clar două ramuri, ramura de admisie și ramura de evacuare. Ele sunt cu tacheți hidraulici care sunt cu apăsare directă, deci nu are culbutor cu role. Distanța dintre arborii cu came deci este mare și lanțul este cu zale duble, iar undeva pe traseu, în funcție de versiunea motorului, vei găsi un pinion intermediar care doar întinde lanțul. Din câte știu, această motorizare are o patină. Și pe distribuție, ăsta nu este un motor care să aibă variatoare de fază, distribuție variabilă, așa că are pas fix, dar pentru că are injecție fără distribuitor mecanic, necesită senzor de
poziție arbore cotit și senzor de poziție arbore cu came. Iar bobinele sunt separate, aici inițial venea vasul de expansiune și putem vedea de asemenea că pe partea aceasta are niște șerpi care sunt galeriile de evacuare puțin modificate. De fapt așa a venit motorul stock, dar e modificat în sensul față de o versiune normală. Există însă și galerii 421 aftermarket care pot să salte puterea acestui motor. Cândva, asta mie îmi pare o caroserie de 6 cilindri pe modelele astea. Asta este făcut între 81 și 83 pentru că modelele 315 au fost o, să zic așa, un gând de a face mașina mai ieftină, luând o caroserie de bază 6 cilindri și adaptând-o pentru motorul acesta mic și de putere mai mică. Și atunci de-aia vedem o decupătură în zona radiatorului, pentru că mașina putea să aibă un 6 cilindri pe această caroserie, care evident fiind mai lung și cu viscocuplaj și inițial cu ventilator electric cum este acesta, avea nevoie de spațiu. Asta însă este un radiator adăugat ulterior cu senzor din acela de temperatură pentru termocuplă și aici putem vedea că are undeva pe traseu rolă de pompă de apă și un sistem, adică se vede aici, sunt două curele pentru una care are alternatorul și pompa de apă în partea de sus care ar fi avut un ventilator cu viscocuplaj și o curea secundară care este pentru compresorul de aer condiționat. Motorul este cu bloc de fontă și chiulasă de aluminiu și în general n-a avut cine știe ce probleme. A mai avut galeriile astea DISA clasice, dar sunt niște chestiuni care în general au fost specifice anului în care a fost produs motorul. Cutie în 5 trepte convențională, suspensie McPherson simplă pe față și cu semi-trailing arms pe spate, iar amortizoarele sunt cu sistem din acesta cu perne și asta înseamnă că poți să-i reglezi nivelul de înălțime, o poți lăsa efectiv pe burtă sau o poți ridica destul de mult și nivelul de înălțime se reglează cu acele ceasuri pe care le-am văzut mai devreme. Ce mai are motorul interesant este că are arborele din oțel, deși urmașul său M44, tot cu 4 supape pe cilindru, a avut arbore de fontă, nu mai era din oțel din acesta forjat și în general acolo au fost făcute optimizări din astea pe partea de evacuare, catalizatoare, ca să fie motorul mai eficient până la urmă, dar cert este că ăsta e făcut cumva mai simplu, mai robust, are tot așa filtrul acela clasic de aer cu cartuși de hârtie și care conține un capac metalic, nu de plastic, cum se întâmplă în situația de față și are o baie de ulei din două segmente, chestii de genul acesta, iar sistemul este Bosch Motronic M1.7 pentru partea de injecție, de asta îl putem considera că este puțin mai avansat, iar după 95 au primit un fel de immobilizer cu transponder pentru cheie, dar era la un an la care nu putem vorbi despre existența ca nouă a acestei mașini pe care o vedem aici, respectiv E21. Cam asta este, să zic așa, prezentarea motorului și mi se pare că e o configurație interesantă, pentru că are botul mai ușor, e un motor care are o vibrație interesantă și se aude foarte frumos. Îl văd cel puțin la fel de interesant ca un 6 în linie, pentru că e mai ușor, se turează mai rapid și, în ultimul rând, are 140 de cai pe o caroserie extrem de ușoară. Pentru că are galeria DISA, are și o clapetă de vacuum acolo, este practic un rezervor de vacuum care funcționează cu stocare și automat nu necesită un vacuum foarte puternic în galerie și poate să opereze clapeta aia și în anumite situații. Și mufa de diagnoză din partea aia care e destul de ciudățică, pentru că nu seamănă cu ceea ce vedem pe mașinile din prezent. Închiderea capotei se face prin așezare și printr-o împingere hotărâtă în partea asta din față, ceva de genul așa, și putem să restaurăm silueta mașinii. Are ceea ce se numește clamshell hood, pentru că arată ca o scoică și învelește aripile, o chestie specifică a anilor 60 din perioada aia. Și mi se pare tare minunat că toți acești designeri au lucrat la mai multe mărci, au avut de învățat și au dat mai departe know-how-ul ăsta și altor branduri pe principiul sharing is caring, și asta pentru că până la urmă designul este o artă. Nu știu, eu nu pot să găsesc un unghi urât acestei mașini, indiferent de forma pe care ar avea-o. Am filmat și 1502, care este tatăl acestei mașini, fixa acestei configurații de nouă, cum a ieșit ea din fabrică, adică o mașină făcută care cu putere mai mică. Și e interesant că și ăla era un model special, pentru că fusese fix mașina aia omologată pentru raliu și folosită de tatăl proprietarului niște competiții de raliu din perioada comunismului și în anii 90. A zăcut 22 de ani într-un garaj și a fost restaurată aproape integral de către
copil. Și asta mi se pare un omagiu foarte mișto adus părintelui până la urmă. Și-s genul ăla de mașini alături de care crești, îți faci amintiri și cu siguranță nu sunt unele pe care să vrei să le vinzi. La un moment dat eliminaser aceste plastice dintre stopuri și lumea a protestat că erau prea golașe, dar cred că li se potrivesc foarte bine. Și e interesant că modelul ăsta low cost este la facelift între 81 și 83, adică e o configurație destul de rară și raritatea nu înseamnă că ai putere, preț, care a fost între, nu știu, parcă 12.000 și 20.000 de mărci aproximativ în funcție de variantă, că raritatea este din faptul că au fost puține, mai puține decât unele modele performante în 6 cilindri, de exemplu. Și mi se pare foarte, foarte drăguț, aici mai văd un element mișto, un breloc stil amortizor cu pernă pe care îl putem vedea acolo în spate și, apropo, evacuări duble, ar fi avut modelul 323i. Portbagajul se deschide clasic pe buton. Putem vedea și un sistem de eleron care era prezent și pe mașinile standard, dar în funcție de nivelul de echipare. Mașina a fost făcută și o antifonare cu folie din această clasică STP, compresorul de suspensie care ne indică front right, rear left și front left. Astea sunt roțile. Compresorul, bateria în partea din spate, gâtul acesta de alimentare pentru rezervor și o mochetare interesantă făcută și în partea din spate. Chiar sunt curios dacă mai are ceva aici. Aici era trusa de scule, mod normal, dar nu mai este și asta, într-un fel, cred că ajută la greutate. Și altă chestie, că emblema asta este curbă. Nu e o mașină a rațiunii până la urmă. Important este că are aer condiționat și poți să mergi cumva foarte confortabil cu ea. Geamurile astea custode sunt foarte interesante pentru că pot fi lăsate deschise și au o curgere mișto a aerului. Foarte greu de găsit aceste rame metalice. Geamurile au fost făcute de proprietar pentru că pur și simplu nu mai găsești unele întregi și cred că mulți au ramele astea depozitate sub nu știu câte perechi de jante prin garaj, așa că le-au cam daună totală. Evident, ușa are o senzație de închidere mecanică. Modelul acesta are ușile puțin mai bine calibrate decât cel pe care l-am filmat recent, care trebuia efectiv să le trântești. Lansa avea o chestie interesantă, avea și trapă din aceea mecanică. Scaunele în partea din spate par confortabile, însă nu vă pot arăta cum sunt, deoarece avem acest roll cage care tot așa are o culoare contrastantă ca să meargă cu aceste scaune, care au reglaje de spate, înainte, înapoi, dar nu și sus, jos. Și centurile au un sistem cu detașare electrică în partea din spate, se află un buton acolo. Dacă îl dai spre asta, e pentru scaunul ăsta, spre încolo, pentru celălalt scaun. Accesul în mașină cât se poate de facil, pentru că e o mașină foarte spațioasă și oricum ne stă nimeni în spate, nu o să ai probleme. Este un scaun în care, nu știu, o persoană corpolentă, voluminoasă, nu mă refer la grași, ci la persoane care pur și simplu sunt bine făcute, sportivi, s-ar putea să se simtă puțin incomod aici, dar foarte aerisit interiorul. Putem vedea orientarea asta spre șofer, gurile de ventilație, torpedourile care sunt de asemenea cu o deschidere foarte lungă și au și un soi de bride de protecție în partea aceea. Ce mi-a plăcut la aceste modele? Ai o diagramă de instrucțiuni care îți arată cum să poziționezi acest robinet pentru o dezaburire cât mai eficientă. După bunul gust și plac, casetofonul, care în cazul de față este o unitate modernă ca să poți să conectezi telefon, Bluetooth, să ai muzică, având în vedere că e un restomod, nu cred că trebuia neapărat să țină un casetofon original, care e mai greu de modificat decât unul de acesta. Ceasurile astea sunt pentru suspensie și aici putem vedea controlul, adică roata dreaptă, partea dreaptă a mașinii față-spate, partea stângă față-spate, puntea spate și puntea față. Și ceasurile acelea trebuie să fie la același nivel pentru ca mașina să stea egal. Și uitați-vă aici ce cursă scurtă are schimbătorul. Foarte tare chestia asta, mi se pare că are senzația aia mișto de utilaj agricol. Plafonul de asemenea capitonat, cu o piele perforată care se simte minunat și un volan de lemn care merge cu perioada aceea a mașinilor italienești din acei ani și îmi place că inclusiv ștergătoarele sunt unele care merg cu brațele fiind de culoare neagră și oglinzile sunt pur și simplu superbe, sunt așa o lucrare de artă. Și ce mai îmi place la mașinile acelor ani, faptul că aveau aceste chedere cromate
Și o chestie iarăși interesantă, aerisirea din mașină mult mai bună decât la cele moderne, în sensul că chiar și într-o zi cu, nu știu, 26 de grade afară, nu simți neapărat nevoia de aer condiționat, pentru că aerul care intră în habitaclu este luat de pe zona superioară a capotei și e destul de rece. La mașinile noi, pentru aerodinamică, prizele sunt undeva sub capotă, trage aer cald și automat se încinge foarte tare și chiar și la 19 grade temperatură exterioară, tu simți nevoia să dai drumul la aer condiționat la compresor pentru că e foarte cald în mașină. Aici, dacă nu mă înșel, comutatorul acesta era pentru ceva reglaj, puteai să ai de reglaj de oglinzi aici, însă în cazul de față cred că este un potențiometru, ceva pentru că așa simt la mână, nu am întrebat, așa că nu știu ce să vă spun. Poziții, fază scurtă, proiectoare, în partea aceasta semnalizări și în partea dreaptă avem partea de ștergătoare și butonul acesta parcă era dezaburirea lunetei. Bordul este specific unei modelului, arată foarte bine și este cu turometru din acela clasic, cred că e făcut chiar de Velia, dacă mi-aduc bine aminte. Și în momentul în care te pui la volan, vezi o vedere așa din trecut, o cheie clasică. Mașina se simte minunat. Aici, de exemplu, dacă începem și ne jucăm la aceste detalii, o să îndrept volanul și pot să fac o schemă, de exemplu, să las toată mașina pe burtă, efectiv, ca să vedeți diferența. Ceasurile astea se duc în jos și sub nicio formă n-aș conduce mașina așa, mai ales că nici nu cred că poți să iei curba, pentru că pur și simplu mașina este foarte, e lăsată pe burtă la propriu și nu mai are suspensie deloc. Și observăm diferența de stans și a faptului că poți să te joci cu toate lateralele acestea ale mașinii. Adică dacă vrei, poți să faci o schemă, să ridici tot spatele, pornești acel compresor și putem vedea o poziție de atac, să zic așa, cu spatele acesta ridicat și botul lăsat. Problema e că nu vei putea lua viraj în timp ce ai lăsată mașina așa, așa că cel mai bine cred că este să o readuc la poziția inițială. Cam așa ceva. Compresorul își reface presiunea, de-aia lucrează. Și aici avem undeva la valoarea de mijloc. Să vedem. Ceva de genul așa și putem să considerăm că mașina este gata de drum. Așa că hai să dăm o tură să vedem cum se simte mașina asta, că chiar este de poveste. Urare de doamna Paula pentru traficul acesta aglomerat. Am stat cred că 15 minute să fac o dreaptă și am uitat că au început școlile. Ceva deosebit. Eu cred că la noi e deja ca în Bangladesh la propriu traficul, având în vedere că este plin de scuteriști din acele zone care merg foarte haotic și deja am început să aud de accidente. Dar who gives a fuck? De jucăria merge așa. Este foarte interesantă că e un hibrid la propriu, pentru că are o suspensie foarte confortabilă și nu neapărat una performantă în scop de mers pe viraje. Dar se simte minunat la condus. Și evident, ceva foarte drăguț, este rev match-ul. Are un răspuns minunat când vine vorba de apăsarea pedalei, să zic așa, mi se pare minunată experiența. Și o mașină care, tocmai pentru că are greutate mică, nu necesită distribuție variabilă. Adică mie mi se pare că așa cum e ea făcută, motorul nu muncește să o accelereze și n-ai nevoie de acea curbă de cuplu. Să zic, am avut o surpriză plăcută pe net, am văzut la Camisa că a făcut un drag race între sedanurile performante ale vremii, RS2, M5 și cu E500, acel Mercedes făcut, asamblat de Porsche. Și le-a dat o Mercedes-ul de nu s-a văzut, 10 lungimi de mașină aproape, pentru că avea o cutie automată lungă și un motor de litraj mare, relaxat. Și tocmai asta e secretul, relaxarea acelei cilindre care este făcută să ducă. Și are și distribuție variabilă, adică deși M5-ul avea 3.8,
un motor de turație nu e la fel de puternic în accelerații susținute tip autostradă față de Mercedes, iar turbo-ul de pe RS2 nu rămâne în plaja de durație a turbinei și atunci apar niște problemuțe, să zic așa. Deci, concluzia, there is no replacement for displacement. Și putem să o spunem și aici, pentru că ăsta este un motor de 1.8 pe această mașină, nu unul de 1.2, 1.4, 1.6 cilindrele din astea plăpânzi mici și așa. Și chestia asta ne arată că rețeta e clasică. Da, se poate turbină, se poate compresor, dar cumva parcă tot un motor natural așa e mai interesant de preferat. Aerul condiționat funcționează foarte interesant, că bagă cumva în zona asta a picioarelor. Este o adaptare pe care o văd mai bună decât cel original, care vine printr-o umflătură în zona asta de jos unde sunt ceasurile. Și mi se pare că e o mașină foarte drăguț calibrată. Din păcate nu e ora foarte drăguță pentru testare, să zic așa. Dar e mașină din aia la care te slow feels fast. Deci nu trebuie să mergi neapărat repede ca să simți. Simplu click mecanic pe care maneta asta l-are mi se pare de invidiat și este unul care te face să o simți mai intensă decât poate este în realitate. Pentru că da, nu are niște accelerații care să facă de rușine o mașină modernă aparent. Pentru că dacă o iei la niște ture înalte, o să vezi că prinde 140 de km pe oră destul de rapid și chestia asta ne arată că n-au stat pe loc la performanță nici în anii ăia, dar față de japanurile din anii 80-90, mașina e, să zic, nemțește, se simțeau puțin adormite, în sensul că, nu știu, uite, poți să compari un Mitsubishi 3000 GT VR4 cu un BMW 850i. Tind să cred că Mitsubishi-ul ăla este simțitor mai rapid decât BMW, cel puțin pe reprize. Însă BMW-ul poate să-ți ducă 300 de km pe oră viteză, ceea ce nu toate modelele alea stock făceau cel puțin, mai ales ăla cu cutie manuală cu 6 rapoarte. Și e genul ăla de mașină analog cu care trebuie să ai grijă la turații, pentru că na, n-are ESP, n-are ABS. Adică nu e mai turată, de exemplu, decât o Mazda MX-5 modernă, care are undeva la 3000 în a 6-100 de km pe oră. Și rev match-urile din nou minunate. E, chiar și în traficul ăsta e o mașină ușor de condus și asta pentru că are adaptările astea moderne de servodirecție. Frâna are un vacuum consistent și asta e dat de tulumba respectivă și mi se pare că toți banii se duc aici. Sau toți banii plătiți merită pentru sistemul acesta de schimbător, care este foarte precis. Nu e neapărat precis pe lateral, însă pe înainte, înapoi, clac, clac, cum intră în viteză, este minunat. Simți efectiv sincroanele. Și așa cum e mașina asta, poluează mai puțin decât acest diesel din față. Este un TDCi, probabil ceva, nu știu, poate să fie și 1.8 și 2.0. Ideea este că asta e o mașină uzată, care e mai nouă decât aceasta și asta nu miroase așa în spate, precum simt eu miros de la Ford ăsta din față, că multe coși de la noi nu prea sunt întreținute. Dar direcția este ceva foarte mișto făcut, că în general modelele din anii aia au anumită imprecizie pe zona centrală. Și altceva ce îmi place foarte mult, vitezometru, este cu feeling din acela mecanic și acu durează un pic până pleacă de pe zero și se începe și urcă în turații. Și este din vremea aceea când litrajul rezervorului era exprimat în valoare litri și nu în procent sau fracție. Adică 20, 30, 40, 55. De exemplu, 55 vei vedea și la E30, însă facelift-urile au 62 sau 64, mici detalii din acestea. Și
totul e păstrat până la urmă pe mașină. Calitatea asta a plasticului ăsta e minunată. E un plastic moale tare, în sensul că nu este rigid, dar e mult mai dens decât un plastic modern. Și în general, la mașinile astea au apărut măsurile de siguranță. De exemplu, bordul retras, ca să ai loc la genunchi în caz de accident. Fețele moi, zonele astea de bord moi, care să-ți permită o deplasare, mă rog, în cazul în care atingi cu capul, Doamne ferește, să dai cât de cât de un moale. Dar nu aveau ABS, frâne din acestea cu sisteme de asistență, electronic brake force distribution, nu, e analog, pui piciorul și se întâmplă. Însă, poți să faci un sistem de repartiție modern, dar nu e, cred că, cazul pe această mașină și trebuie să te bucuri de ea așa cum e. Dar, sincer, la ea cel mai mult, non-motor, îmi place direcția și schimbătorul, se simt foarte mișto. Și, evident, motorul care are un tremurat gutural așa de buso din ăla italian, adică el nu merge, face are, nu știu cum să-l descriu exact în sunet, știi? În loc să zic că un mârâit constant, e un mârâit mai pronunțat. Și bătaia aia o simți în călcâie, o simți în zona asta a podului palmei la volan și mai ales în zona schimbătorului, pentru că fiind motor longitudinal, ai vibrațiile astea care se transmit, că schimbătorul vine direct pe cutie. Dar e un motor echilibrat, însă așa face el, pentru că fiind 4 cilindri are o doză din aceasta de sunet interesant. Băi, foarte tare, chiar e o mașină interesantă și e din anii în care trebuie să... Cred că de asta la geamurile cu manetă ai un joc, pentru că, de exemplu, dacă ar fi fixă maneta în raport cu poziția geamului și orice impuls ai dat geamul la coborâ, îți blochează genunchiul, pentru că, de exemplu, dacă vrei să stai cu genunchiul în ușă, mamă, ce sepie e ăsta din față, să vă iau dieselurile în paula, ca să mă exprim elegant, dar scoateți voi litera care trebuie să se simtă asta. Nu e ok, frate, nu știu, oricât de ce mașină ai avea, nu e ok să lași după tine fluide și tot felul de depuneri, mirosuri, nu. Mașina trebuie să meargă așa cum a fost ea când a ieșit din fabrică. Și estetica e cea mai puțin interesantă, părerea mea, și importantă. După aia vine, mă rog, nici să umbli cu rapă în mașină, dar dacă se poate, cu prioritate întâi faceți partea mecanică. Și revenind la genunchi, dacă, de exemplu, ții geamul închis, maneta rămâne fix unde ar veni genunchiul și nu poți să-ți lași genunchiul, nu, așa că dacă o ridici un pic sau o cobori, vei lăsa loc genunchiului. Asta e explicația mea pentru felul în care e reglat mecanismul acesta. Pentru că e un motor cu distribuție fixă, trebuie să tragi de el, adică se deschide clapeta DISA și mașina începe să tragă destul de consistent. Și nu e lentă, însă până la 3000 jumate nu e adevăratul potențial al motorului. Și chiar și motoarele cu distribuție variabilă au chestia asta. Dar după ce o conduc pe asta și mă urc într-o mașină modernă, precum un BMW cu motoare N, care au valvetronic distribuție variabilă sau cum e Vitecul de pe mașina mea personală, simt cum trage bine și sus și jos. Da, tot și astea au ele un farmec anume. Din epoca aia mie îmi place foarte mult epoca mai recentă, până la urma anilor 90, motorul F4R de Renault. Are un timbru specific care îl face să fie minunat. Volumul galeriei e mare, se aude gros, nu are neapărat performanțele liniare a unui Kappa cu Vitec, dar se aude mai frumos în turațiile joase, are crește așa, ca un cimpoi din ăla, are gușa mare, nu știu, totdeauna când accelerez cu o mașină de aia, mă gândesc la un pelican din ăla, în călduri, care își umflă gușa la o potențială gagică. Și asta e chestia cu mașinile astea, scot animalul din tine și mă uit și când vorbesc cu proprietarul, că efectiv îi sticlește pasiunea în ochi. Și chestia asta, într-adevăr, nu are legătură la o mașină veche cu cilindreia sau cu tipul de combustibil. La o mașină modernă, părerea mea, și am zis-o, nu poți să faci o pasiune pentru un 1.9 TDI doar dacă ai trăit tu niște amintiri mișto în legătură cu acea mașină când erai copil și o ai într-o stare impecabilă tehnic și are o poveste de spus. Dar din punct de vedere pasiune condus, nu egalează și, din păcate, e multă cotețărime în Balcani. Oameni care consideră că o mașină bună înseamnă o mașină cu care își târâie bășinile de la A la B cu consum sub 4.
da, înțeleg logica, dar aia nu-i pasiune a condusului. Adică, dacă te uiți la Haggerty, te uiți la Davide Cironi, la Savage Giz, genul ăla de canale care transmit ceva, toți conduc. Condusul înseamnă să conduci, nu să te conducă mașina pe un drum plictisitor de la A la B fără niciun fel de intensitate. Oamenii ăia sunt ca un EKG liniar, fără niciun vârf, nu se întâmplă nimic, n-ai puls în inimă. Un asemenea motor este un EKG de la de nedorit, cu aritmie cardiacă, cu suișuri și coborâșuri, cu tot felul de puseuri, care da, poate să nu fie benefic pe termen lung din punct de vedere sănătate, dar îți dă o intensitate. Simți palpitațiile alea, nu știu, mie asta îmi transmite. Când o mașină din asta îți transmite niște vibrații, un miros, zgomotul, o chestie pe care nu o pot resimți la majoritatea mașinilor moderne care au un principiu din acesta diesel. Dar un serie 3 ursuleț cu un motor M21 diesel cred că se aude și se conduce interesant. Dar după ce l-am avut pe mână o săptămână, dați-mi voie să-mi placă mai mult un M20 de 2,5 litri și aproximativ 170 de cai, pe care îl consider superior din punct de vedere pasional, cel puțin. Mașina e destul de molicică și îmi place în sensul bun, adică dacă o faci cu arcuri din alea clasice tari, nu e ce trebuie. Așa că suspensia asta pe aer mi se pare una interesantă, pentru că ai și rațiune, practic o poți ridica, îi dai și un aspect interesant la competiții, la saloane unde poți, de exemplu, să o lași, să stea pe burtă și să se miște frumos, și e o formă de prezentare artistică a mașinii, nu știu, are ceva bipolar. I hate being bipolar is awesome. Un ursuleț foarte frumos și original pe partea aia cu jantele alea Style 13 sau 31, parcă era, nu le mai țin minte codul. Și apropo de artă, am uitat să vă spun. Proprietarul acestei mașini, al cărui Instagram îl regăsiți pe margine, și anume vestitul Adrian Mihai, este un sculptor de evacuări. Deci eu am văzut niște chestii în serviceul ăsta aici, de n-am văzut nicăieri. Și este serviceul în care Mr. Miyagi al meu a fost servisat, în care cu ajutorul lui Alin Ciutacu, colegul lui de serviciu, un mare fan mașini, nu numai japoneze, care și-a construit o mașină foarte interesantă, acel Silvia Albastru S13, pe care este de fapt un Nissab, pentru că motorul este de Saab. Este un B204R de vreo 500 de cai într-o caroserie de Nissan, deci un motor mai fiabil, dar cu o proveniență tehnică care nu are legătură cu Nissan. Foarte mișto adaptarea pe care a făcut-o cu cutie de viteze de Opel Omega, cu un sistem de ambreiaj, cu un cilindru receptor care normal era rotativ și l-a făcut fix, o chestie care trebuie să fie arătată, așa că o să și prezint acea mașină curând, probabil tot în acea parcare. Și oamenii ăștia fac artă mecanică, adică am văzut niște modificări de evacuări, suporți, motor, chestiuni din astea de structură, tăblăraie, tinichigerie, care sunt minunate. Adică am văzut la un 1JZ o evacuare efectiv sculptată, de la ieșirea din pistoane până în spate, și chestia asta numai un om pasionat poate să facă. Și e clar că mașina asta fiind pe mâinile lui zilnic, n-avea cum să iasă altfel. Am văzut că are și o motocicletă interesantă făcută stil cafe racer. Și în linii mari e... pasiunea poate să îmbrace multe forme. Poți să ai pasiune pentru porumbei, poți să ai pasiune pentru Octavia 1.9 TDI, o înțeleg perfect, însă repet, nu mi-o luați în nume de rău. Când zic plăcerea condusului și intensitate, pentru mine înseamnă motoare intense pe benzină, foarte puține dieseluri, precum OM606 sau OM648 sau OM656, ăsta nou, B57 de BMW, astea da, sunt niște motoare care se conduc plăcut, dar pentru că au și niște omologi pe benzină care sunt mai intensi, se simt mai mișto pentru mine benzinarele, dar strict din punct de vedere al condusului pasional, o spun că nu simt atât de multă intensitate pentru configurații banale de dieseluri. Dar când vine vorba de intensitate, pentru mine benzinarele astea sunt ce trebuie. Însă, repet, poți să faci pentru asemenea Octavia, cum e cea de pe dreapta, o pasiune. Și am filmat un exemplar cu Ale H, foarte bine întreținut, care chiar avea o poveste de zis. Adică alea sunt niște mașini care de multe ori tinerii pe care le au în ziua de astăzi le-au moștenit de la părinți, care le-au luat în anii 90 și care merg cu ele de atunci. Și au sute de mii de kilometri, cine știe câte concedii la activ. Și e normal că tu ești atrasat afectiv de acea mașină pentru că ai trăit niște chestiuni cu ea. Dar de la aia și până la condusul ăla intens pe care îl promovează, repet, Savage Giz, Haggerty, Davide Cironi, e mult
scurtă distanță. Dar e un început, mă rog. Concluzia e că putem face pasiune pentru orice atât timp cât le întreținem și cât ținem la acele lucruri pe bune și lăsăm ipocrizia. Pentru că, mă uit, e destul de multă lume. Din fericire, nu am avut mașini la filmat de la asemenea persoane. Asta dovedește că sunteți o comunitate de pasionați. Oameni care își cumpără o mașină interesantă doar pentru a se da mari cu ea. Adică ei se duc într-un colectiv în care au mașini destul de interesante și se dau interesanți prin bunurile pe care le au și mașina e doar un obiect pentru a-și gâdila orgoliu și a face contre și pariuri diverse pe la cafenele din centru. Pentru mine o mașină specială înseamnă să mă urc în ea și să o conduc, nu să mă duc să pun cheia pe masă în dorobanți și să mă dau mare în fața unui prostovan: uite fraiere, câți cilindri are a ta? 6. Săracule, a mea are 8. Și vine unul care o să zică: sunteți niște sărați amândoi, că a mea are 12 cilindri. Și pe urmă o să vină altul care zice: ba nu, toți sunteți niște săraci, că eu am V12 cu două turbine. Și întotdeauna va veni unul care are mai mare, mai lung, mai cu bani, mai cu de toate și aur în mașină. Și nu așa se măsoară pasiunea. Părerea mea că trebuie să simți ceva efectiv pentru un bun din acela. Așa că învățați să vă bucurați pe bune de bunurile astea și cred că vom avea povești multe de spus și pe viitor. Închei filmarea aici pentru că este foarte aglomerat, este trafic și a fost ceva deosebit. O mașină pe care îmi doream de mult să o prezint, însă când am luat prima dată contactul cu ea, proprietarul încă nu montase acest motor, implicit mașina nu era gata. Și dialogând noi în privat oricum cu ocazia unor evenimente: da, nu vrei tu să filmezi asta? Da, e repede că nu-i mai fac RCA. Însă i-a făcut RCA pentru că a fost la Distinguished Gentleman's Drive și am apucat să o prezint încă o dată pe o vreme bună și e ce trebuie. Așa că o să apară în două materiale, ăsta detaliat și în cel cu tura respectivă fugitiv. Și îmi iau la revedere și ne mutăm în zona de comentarii. Bye, bye!